Ia uite cum. Ia, fii atent cu figura. Multă, 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 multă strânsă pe mine. Ia uite-mi cu tot. Sunt pensionari, sunt mulți care nu au serviciu, mulți care... Deci asta e situația, dar presupun că acest lucru s-ar putea rezolva altfel. Cei care nu pot plăti și au ajuns la o sumă enormă pot să găsesc alte soluții mai grave pentru ei, dar mă rog, asta e. Dar nu asta. Deci asta nu este admis. Eu cred că în Uniunea Europeană nu poate să fie așa ceva. Dacă o să vedem magazinul, putem să fim. Păi da, nu se. Unitățile comerciale sunt obligate să țină ușile închise pentru că maxim 5-6 ore roi mare de muștece se află în jurul acestui gunoi care este o mare infecție chiar pentru locuitorii din jur. Doamna asta cu copiii, să ne zică dacă
Mi se pare anormal ca un loc de gunoi să fie lângă o grădiniță și în partea asta și mergești pe partea cealaltă, că este un loc de gunoi la ieșirea cealaltă și un loc de joacă lângă coșul de gunoi. Muros, câini, gunoi, bate vântul, tot gunoiul este la ușa noastră, la grădiniță. Ieșim cu copiii în curte vara, nu pot, uite, acum nu pot să respir. Este groaznic și este o lipsă de respect față de sănătatea copiilor, în primul rând. Autoritățile, organizarea și un bun gospodar s-ar gândi întâi la copii și ar muta acest loc de gunoi de aici. Și nu e prima oară când acest gunoi stă cu săptămânile. La revedere și noi mulțumim. Sperăm să ne audă cineva. Da, mami, fol. SCRR Ecology Service a întrerupt prestația de ridicare a gunoiului menajer la o serie de 13 asociații de proprietari, ce înregistrează debite în valoare de 203.425 lei. Cel mai vechi debit îl înregistrează asociația CT4 Crâng 2, este din august 2011, în valoare de 95.751. În ce condiții se reia serviciul? Serviciul se reia în, dacă se achită cel puțin la luna martie. La asociația CT4 Crâng 2 s-a schimbat conducerea asociației. Fiind o conducere nouă, suntem mai înțelegători și dacă vine cu o propunere de eșalonare pe care o și poate respecta, putem relua serviciul.